cred că toată lumea ia niște suplimente și eu iau niște suplimente, dar întotdeauna am grijă să le spun pacientelor că trebuie să fim foarte, foarte grijuliți și foarte wary, așa să folosesc un cuvânt de engleză când vorbim despre lucrurile acestea. Înțeleg să ai un deficit și îl corectezi, asta da, dar până la urmă suplimentele luate așa cu carul, fără să știi de cine sunt produse, fiindcă și aici sunt niște lucruri de comentat, de seriozitatea firmei, fiindcă nu trec prin același teste prin care Ca trece un medicamentele, medicament, exact. așa contează toate lucrurile astea, sunt anumite substanțe, că până la urmă sunt substanțe potente, că și medicamentele adevărate, între ghilimele, sunt făcute din plante, din ierburi și așa mai departe și pot să fie niște substanțe potente care, combinate greșit, pe termen lung, pot să nu facă bine. Până la urmă sunt niște studii, chiar dacă sunt greu de făcut studiile și o să elaborez un pic despre suplimente, în care vorbesc de anumite vitamine care în exces pot să crească capacitatea unui cancer deja existent de a evolua.